Să vedem, 5 lei pentru ce e mystery box. Poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin. Deci îți dau 2 lei sau îl dublezi și dau alte persoane? Dublează. Oh, thank you so much. 50 de lei. 1, 2, 3. Uite, ăsta a fost pe scenă. Salut, băieți, fac și eu un vlog, ai fost pe scenă, da, nu? Da, da. Am intrat în backstage, băieți. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ei bine, astăzi o să am o zi mai interesantă față de zilele mele obișnuite. O să ajungem până și la concert la Inisebi. Așa că stați până la sfârșitul vlogului dacă vreți să vedeți cum o să decurgă această zi. În prima fază o să mă văd cu un prieten de al meu, Sami, și o să interacționăm foarte mult cu oamenii astăzi. Domnul Sami! Salut, scuze că am întârziat. Salut, salut, stai liniștit. Ia zi, salut, ce mâncăm? Mâncăm, eu vreau ceva de la Salad Box. Salad Box. Nu știu, am slăbit 10 kg luna asta și vreau să continui. 10 kg? Da, da, da. Ca să înțelegeți, ne pregătim să dăm bani oamenilor pe stradă, dar momentan trebuie să schimbăm banii aceștia. Refuzuri peste refuzuri, deja v-ați obișnuit cu această vorbă, că și la vlogurile trecute am primit la refuzuri. Unde credeți că ne-am schimbat banii pe toți? Cât erau? 450 de lei? 450 de lei la pariuri acolo, fiind banii aia grei. Hei, salut băieți! Facem o provocare unde dăm un leu pe flotare. Cine face? Okay. Primul refuz. Salut! Dăm un leu pe flotare, așa că dacă vrei faci 10 flotare 10 lei, 100 de flotare 100 de lei. Nu. Nu vrei? Bine, bine, seara, pa, pa. Deci fiți atenți, o să punem aici 5 lei. Adică nu, o să cerem 5 lei pentru chestia asta. Și noi o să punem 30 de lei în ea. Hei, bună, oferim acest mystery box pentru 5 lei, dacă dorești. Poate fi mai mult sau mai puțin. Nu vrei? Bine. Uite cum pierd oamenii bani. O să plecăm de aici din AFI pentru că nu prea sunt oameni. Câte refuzuri am primit până acum? Sunt peste 10, nu știu, 15 minute, mai puțin de 15 minute. Comentați acolo pe YouTube unde știți locuri unde am putea să găsim oameni care vor să facă chestia asta, ca data viitoare să găsim oameni doritori de așa ceva. În fața unui liceu, poate în fața unei săli. Ca să înțelegi, să avem 3 challenge-uri. Unul e un leu pe flotare, unul e un leu sau îl dublez și vedem cât dublăm banii. Și al treilea asta cu mystery box, dai 5 lei pentru un mystery box, pentru o cutie și vezi ce se află în ea. Suntem la Uber și domnul de la Uber a fost foarte de treabă. Să vedem, 5 lei pentru ce e mystery box. Poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin. Ia să vedem, 5 lei. Mulțumesc frumos pentru tranzacție, poftiți. Bine, cutia o să vrem înapoi. Da, cutia o să avem 100 de cutii. 30 de lei. A fost și bani, dacă stai să te gândești la Uber așa. Da. Tare, în sfârșit o persoană. Facem un video. Dorești un leu sau vrei să-l dublezi și-l dau altei persoane? Dublează. Vrei să-ți dau 2 lei sau îl dublezi și-l dau altei persoane? Dublează. Bine, mersi. Avem 4 lei. Vrei să-ți dăm ție sau să-i dublăm celelalte persoane? 8 lei. Avem 8 lei. Vrei să-ți dăm ție sau să-i dublăm și să-i dăm următoarele persoane? Dublează-i până cât se poate maxim. Deci 16 lei. Avem 16. Avem 16 lei. Vrei să-i dăm vouă sau să-i dublăm și să-i dăm persoanele următoare? Dublați. Bine. Bine, mulțumim. 32 de lei. Vine un mystery box pe 5 lei. I don't speak Romanian. Ah, okay. English? English? Yes, I speak. We're selling a mystery box for 5 lei. Okay, should I pay you first? No, yeah. the money first. Yeah, the money first. I have exactly the right amount. Oh, perfect. Exactly. Oh, thank you so much. Yeah, so thank there's you. 30 lei in there. Mulțumesc. Mamă, Sami, se câștigă bine din YouTube. Da. Nici nu te-ai apucat și uite câți bani. Deci următoarea o să fie mai special. Am pus 50 de lei în cutia asta. Haideți să vedem cine acceptă. Oferim un mystery box pentru 5 lei. Poate să fie mai mult sau mai puțin. Vrea cineva? Deschide mystery box. Mamă! 50 de lei! 50 de lei! De 10 ori mai mulți bani. Mai oferim și un leu pe flotare, dacă vrea cineva să facă. Te bagi? Hai, pune-te acolo. Hai să te vedem. 1, 2, 3, 4, 10, 18, 20, 25, 30 de lei la omul nostru aici. Mulțumesc mult. Felicitări. Antrenați-vă și puteți să primiți și voi. Bine așa. Pe forță poza. Oferim 32 de lei. Îi vreți sau îi dublăm și îi dăm următoarei persoane? Dublați și de următoarei persoane. Avem 64 de lei. Vrei să-i dăm ție sau să-i dublăm? Oh, we have 64 lei. Do you want it or do you want us to double it and give it to the next person? Double it. Okay, thank you. The next person. Okay, thank you. Puta, foarte mulți freni în România. Facem niște TikTok-uri unde vine un mystery box pentru 5 lei. Poate să fie mai mult sau mai puțin. Vreți cumva? Poftiți. Așa. Deschide. Yes, fun.
20 de lei. Jessica a meritat, adică da, profit 15 lei. A fost. Mai luați o cafea de bani ăștia. Ia spune-ne, Sami, cam așa după tine, ochiometri, câți bani s-au dus până acum? Aproape 400 de lei. Bugetul e de 500 de lei, poate nici nu pare pentru voi care vă uitați că s-au dus atâția bani, dar se duc, adică chiar se duc. O să vedeți pe TikTok, intrați la TikTok, Sami Mohamad. Exact, exact, că el a sponsorizat acest videoclip. Vine un mystery box pentru 5 lei, poate să fie mai mult sau mai puțin, vrei cumva? Mulțumesc. Tu vrei? Poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin. 5 lei pentru asta, poți să-ți riști banii. Asta poate fi ceva de o valoare mai mare sau mai mică. Nu riști, nu câștigi, vorba aia. Dai sau nu? Nu, e frică. Și mie. Oh. Yeah. Hai să ieși și vă profit, nu-ți ia. Uite ce se bucură acum. Vindem un mystery box pentru 5 lei. Aici poate să fie mai mult sau mai puțin. Cine vrea să participe? Unul singur. Mai mult, cam mult. Cealaltă parte. Așa. Pentru ultimul, că acum gata ieșim din buget, vrem să-i oferim cuiva care ar avea nevoie de ei. El pare un om muncitor, talentat, așa că o să-i dăm lui. O să primească banii de la dublaj. Cât au fost? 130 de lei. 130 de lei. 128 de fapt, dar zicem 130 ca să ne corecteze lumea comentarii. Gata, am terminat cu datul banilor, vlogul continuă. Îi mulțumesc încă o dată lui Sami pentru că a sponsorizat acest videoclip. Da, am făcut vreo 6-7 videoclipuri, nu știu cât am făcut, dar intrați la mine pe TikTok acolo să vedeți. Dați-mi și un follow, vă rog, că tocmai că la început acum, ajută foarte mult. Deci am parcat mașina aici și nu știm dacă persoana care a parcat aici are loc să treacă pe aici. Așa că Alexandra a luat măsurarea. Bă, da. Deci are loc. Ok, deci a parcat bine. Acum îl sunăm pe Andreiro să ne ia de la intrare. Hai să vedem cum era concertul ăsta. Gata, mă, am intrat. Ia uitați. Hai, Alexandra, că te-am adus la concert. Doamne, dar cum e coala asta? Gălăgie, trapa atac pentru fratele After Party. Vreau doar să vă arăt la ce baie mă supun oamenii ăștia să-mi fac nevoile personale. Ia uite mașina asta nebună. Pe că aici e ceva expoziție de asta de artă. O apă 10 lei, să nu uitați asta, toată lumea, hashtag o apă 10 lei în comentarii, vă rog frumos. Alexandra, spune-ne cum ți se pare la concert. Mi se pare de căcat momentan, am ieșit afară să stau, că nu mai puteam stau înăuntru. Aștept să vină aia grei, știi ce zic? Tu pe cine aștepți? Pe Rava. Pe Rava. Pe Rava. Auziți pe cine așteaptă? Pe Rava. Uite, ăsta a fost pe scenă. Dă-te și fă o poză cu el. Fac o poză cu el? Zic că faci un vlog. Cum a fost experiența pe scenă? Salut, băieți, fac și eu un vlog, ai fost pe scenă, da, nu? Da, da. Vreau să te întreb cum ți s-a părut pe scenă. Bă, tare rău de tot, trepătec numărul 1. Câți ani ai? 15? 15, da. 15 ani și a fost prima dată, da, când ai urcat? A doua oară? Da, prima oară am avut un concert cu postă de persoane. Am intrat în backstage, băieți! Ai intrat bine, Elisebi! Bun, am ieșit de la concert. Vreau să-i mulțumesc personal lui Rareș, corect? Nu, Raul, nu? M-am cunoscut cu Raul. Mi-a cumpărat un burger, că eu nu puteam să ies de acolo, că am intrat pe și stache în backstage. Și el avea brățara de asta șmechere, arată la oameni. Brățara de asta de crew, că e fotograf. Aveam 15 lei cash toți banii și burger era vreo 32-33 și el a plătit diferența. Bine, am zis că îi dau, dar că nu, că nu-i nevoie. Și i-am făcut așa, îl duc la gara de nord, te duc acasă cu mașina. Mă simt, cum să zic, cu inima împlinită. Împăcat că nu i-am dat diferența de la burger. Deci mulțumesc frumos încă o dată. Bă, oameni faini aici la concertul acesta. Hai să mergem acasă. Poporadia! Gata și pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți genul ăsta de episoade. Încă o dată îi mulțumesc foarte mult lui Sami pentru că a sponsorizat acest videoclip și dați și lui un follow pe TikTok pentru că s-a apucat acum de curând. Eu am fost Noris. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!